Bună seara, Stelu. După victoria contra FCSB-ului din cupă și egalul cu Sepsi de acasă, o echipă grea a campionatului, păreați așa, pe un drum bun. Ați venit astăzi 2-0 scurt. Ce s-a întâmplat? Bună seara. Da, meciul s-a jucat, cred eu, în prima repriză, pe acele neatenții la fazele fixe și acolo cred că s-a jucat partida din această seară. Ei spun că au exersat foarte mult atacul pe benzi, că s-au folosit de chestia asta. Știați că o să fie așa sau v-au surprins? Ne-au surprins la fazele fixe în această seară, nu neapărat. Într-adevăr, au jucători de viteză pe benzi, știam acest lucru, dar, cum am spus, jocul s-a scris la cele două faze fixe. Multă nervozitate din partea voastră, Stelu, cel puțin după primul gol. Parcă prea multă pentru un joc de fotbal. Da, pentru că ne dorim la fiecare meci victoria și este normal. Dar acum nu avem timp să ne plângem, pentru că ne așteaptă vineri un meci foarte important. Important, mai credeți în șansa voastră la play-off? Sau cam, nu știu, punctele sunt cam multe față de locul 6. Da, știu, dar cât timp matematic sunt șanse, eu cred. Urmează un meci cu Viitorul, o altă echipă care suferă și care își dorește să ajungă sus acolo. Întâlnim o echipă foarte bună din punctul meu de vedere, care într-adevăr nu trec prin cea mai bună perioadă, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche pentru că au jucători valoroși în lot și sper să luăm cele 3 puncte. În acest context, cu atât de puține puncte, rămâne cupa principal obiectiv al lui Dinamo anul acesta? Acesta este obiectivul echipei, cupa. Într-adevăr, noi ne dorim și un loc în play-off, dar dacă vom continua la fel, e clar că nu vom reuși acest lucru. Important este să adunăm puncte. Nu mai avem timp pentru greșeli și sper din meciul viitor să câștigăm. Stelu, ești un jucător cu experiență, un jucător care a jucat la Dinamo și în perioade mai bune. Cum vezi Dinamo în clipa de față? Cum e Dinamo? Parcă nu se regăsește. Un Dinamo care nu mai adună puncte, un Dinamo care nu mai ajunge acolo sus unde vor suporterii care fac niște eforturi considerabile. Da, să nu uităm că Dinamo trece printr-un moment dificil. Știm cu toții situația. Noi trebuie să ne facem treaba, e clar, nu e problema asta, dar e clar că sunt jucători afectați, sunt aceste probleme. Noi ne dorim la fiecare meci, poate și din cauza asta este uneori această stare de nervozitate, dar cum am spus, trebuie să strângem rândurile și să nu mai pierdem puncte.